și să-l ascultăm pe Grigore Cartianu în lectura propriului său poem. Nu pentru o lopată de rumele pâine, nu pentru chec, nu pentru cozlac și pentru locuința socială de mâine, ridică-te gâde, ridică-te șutac. Pentru strigele dușmanului curs prin șanțuri, pentru strigătul tău gros de conac, pentru jipul legat iar cu lanțuri, ridică-te bade, ridică-te ciutac. Nu pentru mânia scârșită a masele, ci ca să-ți strivești pe crudul Barroso, să-l rupi două ca pe trei socele, ridică-te grecu, ridică-te nervoaso. După cum observați, Barroso rimează cu nervoaso. Da, sigur, nu i-a ieșit neapărat rima. Ideea este că, totuși, în fluiditatea discursului său, Grigore Cartianu este autentic și asta contează, să nu-l... Exact, are ritmul la el, are rima, uneori iese și rima, deci să nu ne uităm la lucruri dintre astea, pentru că mari poeți n-au stat într-o rimă. Așa, ca să zi libertatea băcarduri și de astea fuz că tu dulce tantra, multe zeori în conturi să scuturi, ridică-te dumii, ridică-te sandra. Și ca să pui tot sărutul fierbinte, pe praguri, altele, bând venilul din cală, pe călața lui Felix, ușor, fără cuvinte, ridică-te, Dană, ridică-te, Oană. Și vine ultima strofă. Ridică-te, Tudor, din șalțuri băfunii, ridică-te, Ursu, pe roastii ciolane, și sus, pe lumina din urma antenei, ridică-te, Felix, ridică-te, Varane.